A little different than all the rest. A quite old fashioned wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, they seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden, you came through the door. At the next table, your whiskey neat, the lights were dim as our eyes met, moves on me. And forevermore I'd like to share that vintage dream. La di la di la di 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 di. La di la di la di 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 di. Bună dimineața, bine ați venit sau revenit la un nou vlog. Nu-i chiar foarte dimineață, după cum vedeți la noi aici este întoi treaba. Rareș aproape termină cu comoda, mi-a dat cu vopsea și Learning Tower-ul lui Filip, mai are un pic de făcut acolo la el. Mi-am făcut o cafea în cănița pe care am primit-o de la Milana. E superbă cănița de la Milana, e foarte frumoasă și mi-am făcut cafea tot de la ea. O capsulă dintre aceia de la Starbucks. Vă arăt outfit-ul meu de astăzi. Astăzi o să stau toată ziua în pijamale. Am foarte multe treabă în bucătărie. Dezastru. Peste tot e dezastru. În bucătărie am foarte multe firmituri și foarte multe ambalaje de la cum s-au jucat pisicile. Iar outfit-ul meu de astăzi se prezintă cam așa. Sunt în pijama. Dar să vă spun din ce motiv. Ce pijama mea arată așa în două culori. Pentru că am băgat la spălat pantalonii cu un... ce era? Un sacou roșu. Și deși am pus șervețel dintre acela pentru ca să nu mi se transfere culorile, a fost super puternic roșul acela. Iar pantalonii sunt așa și a rămas cu șosetele și coul în felul acesta, dar e în regulă. M-am apucat aici să spăl vasele, dar am zis să fac o cafea și să încep și vlogul. Mi-am aprins și lumânarea pe care am primit-o de la Milana, aceasta cu vanilie. Miroase deja în toată bucătăria. Abia ce am aprins-o de 10 minute și deja miroase în toată bucătăria. Dimineața și de la Luna. Luna, tu ce spui? Luna e așa de serioasă, dar e așa de iubăreață și mi-e să de dragă, of! Ea e mai serioasă, așa, tomiță, se bagă în seamă, vine, se urcă în pat. Eu sunt cu Luna și tomiță e cu Filip. Tomiță doarme în fiecare noapte cu Filip, se pune lângă el și așa-l iubește Filip de mult. Și mie îmi place să mă iubesc cu pisica asta frumoasă. Îmi place să o iubesc. Filip e plecat la soacra mea, nu a mai fost de mult timp să stea cu ea pentru că a fost bolnăvior, dar astăzi eu mers la soacra mea, iar eu fac curățenii în toată casa, astăzi sunt pe curățenii generală. De aici, din living, am destrâns uscătoarele cu haine, plus acolo mai am tot așa o mașină, un uscător de haine. Și să vedem cum facem, că trebuie să aduc comoda pe care o făcut-o, pe care o recondiționat-o are și să o punem aici. O să trebuiască să iau de acolo măsuța și să punem comoda aici, pentru că duminică o să aducem și o să punem televizorul aici, nu o să-l mai lăsăm în dormitor. Bună dimineața, încerc să fiu cât de bine dispus pot, dar având în vedere situația cu Filip, nu o să mai termin cu, dintr-o răceală odată un an ceva și, mă rog, sper să se termine. Aseară, după ce am terminat de filmat pachetelul de la Milana, m-am dus și am făcut un duș. După ce am făcut duș, m-am dus în pat să-i dau lui Filip medicamentele. Și după ce au luat medicamentele, mi-au vomitat tot. Mi-au vomitat tot ce-au reușit să mănânce aseară. Mi-au vomitat medicamentele. Mi-au vomitat pe mine, pe el. Au vomitat pe mine, pe el, în pat. Nu vreți să știți cam ce-a fost acolo. L-am luat, m-am dus, am făcut băiță, după asta am scos toate lingeriile de la pat. Oricum, astăzi era zi de schimba lingeriile, depus la spălat și așa mai departe.
Și am scos toate lenjeriile. Acum sunt, am pus o serie la spălat și mai am în cotură. A fost foarte maiurea. Astă noapte am mai făcut un pic diferit, dar au reușit să doarmă totuși cât de cât. Acum ne-am trezit, Rareș a plecat, am luat micul dejun, am făcut ovăz cu fructe dimineața asta. Rareș a plecat ca să termine cu comoda, ca să putem să o punem în casă, că mai are încă ceva de făcut. Tot așa o comodă de recondiționat. Și iar eu am terminat de editat vlogul, l-am postat. Și am venit la bucătărie și m-am apucat aici, m-am apucat să spăl vasele. Vreau să fac astăzi curățenie generală, toată ziua asta să fie de curățenie, toată ziua. Pentru că mâine și poi mâine o să am mâncare de făcut, nu o să am timp să fac curățenie așa generală, însemnând schimbat lenjerii, eu șters prin dulapuri, pe dulapuri, tot. Vreau să mă ocup astăzi și o să iasă și din vlogul de azi, așa că hai să trecem la treabă. Haideți că la mine totdeauna trebuie să se schimbi planurile și de data asta s-a schimbat. Am mai pus o mașină cu haine la spălat. Eu am băgat la spălat pilotele noastre, lenjerii, tot. Rareș o adus comoda, dar nu este gata. Dar am vrut să vi-o arăt așa puțin, că am adus-o și am pus-o aici în living. O să trebuiască să mai, să-i mai pun mânerele, doi butonași negri și să mai... să-i mai regleze puțin portițele, oricum arată mult mai bine față de cum arăta, asta e clar. Iar eu mă bucur că am extra spațiu de depozitare aici. Am dulapurile astea în care pot să depozitez. Cam așa arată, dar vă arăt mai târziu. Acum m-am schimbat și mă duc să o ajut pe soacra mea să scoată morcovul. Și sper să mă dureze foarte mult, că am o tonă de făcut. Dar mă duc să o ajut, pentru că s-o duce singură și mă duc să văd cât... Sper să nu dureze mult, dar mă duc să o ajut și pe ea. Așa că am fugit, fuga. Aici am întins o tură de hăinuțe și am mai băgat o tură, numai bine până ce mă întorc eu să și termină. Și niște păstărnac de scos, nu pot vorbesc foarte tare, l-am culcat pe Filip. După ce am scos morcovii și păstărnacul cu soacra mea, i-am dat un pic lui Filip să mănânce, i-am dat medicamentele și l-am pus la somn. Și acum m-am dat jos din pat așa de greu, că m-a luat un somn, dar trebuie să pun să fac ceva de mâncare, vreau să fac o supă de legume, că am scos păstărnac, am păstărnac, țelină, morcov, am să pun cartofi, ceapă ardei, fac așa o supă cu multe legume, pentru că îmi trezește Filip și mai am o grămadă de treabă, nu pot să stau să dorm în pat și să stau să lenevesc, dar sper să pot să fac ceva, pentru că dacă m-am trezit, Filip mă simte și posibil să se trezească și el. Mi s-a mai întâmplat așa când m-am dat jos din pat și m-am întors înapoi la el. M-a luat așa frigul, nu știu de ce, că doar e cald în casă, când m-am pus în pat chiar mi era cald. Dar tot timpul când vreau să dorm la amiază, mă ia așa un frig, nu știu din ce motiv. Mă duc să-mi aduc să-mi curăț, să pun, să fac supa, mai am câteva vase de spălat aici la bucătărie și aici la bucătărie am o grămadă de făcut, am de aspirat, neapărat. E plin de firmituri și de ambalaje de la... cadou de la Milana de seară, au rămas câteva ambalaje pe jos și pisicile le-au rupt așa bucățele micuți și toată casa, toată bucătăria e plină. Vreau să vă spun, numai că am sprijinit telefonul de lumânare, am aprins lumânarea de la Milana și am plecat afară, am uitat de ea. Când am intrat în casă, eu am lăsat o lumânare aici la bucătărie și când am intrat în casă, în toată casa mirosea atât de frumos și acum miroase. Chiar dacă am stins lumânarea, miroase foarte frumos. Deci, wow, super faină lumânarea.
Deci din ce mi-am propus eu astăzi să fac, n-am reușit să fac mai nimic momentan. Dar este 4 fără un sfert și mă duc să aduc să pun supa la făcut și mă apuc să văd ce să mai fac. Am din păturie, dar sincer și eu nici n-am chef așa de nimic, nu știu cum să zic. Până ce nu-ți trezești Filip, nu prea pot să fac multe lucruri, că fac gălăgie și să văd ce reușesc să fac. Dar astăzi trebuie să fac neapărat curățenia în casă, că mâine am de gătit, am de făcut altele, de rezolvat altele. Mâine tăiem niște pui, pentru că duminică vreau să fac o ciorbiță de găină și mâine tăiem pui și ocupăm și de ei, să-i curăț, să-i pun în congelator, deci mâine am altele de făcut. Așa că hai să mai văd ce să mai fac. Sper să vă mai filmez și vouă, că dacă am multe treabă și mă iau cu treaba, sincer să fiu, uit să filmez, așa că sper să mai filmez ceva și pentru voi. Hai la treabă! Mi-am luat să mănânc o clementină. Vroiam să vă spun, că n-am apucat să vă zic, sunt foarte bune, sunt foarte gustoase, sunt dulce, sunt foarte, foarte bune. Nouă ne plac tare mult clementinele și de acum, de fiecare dată când mergem la cumpărături, o să le vedeți la noi în cumpărături. Am ieșit afară și așa de frig și uitați văcuțile noastre. Sunt acolo, pe câmp, văcuțile noastre. Acum le văd și eu pentru prima dată că le-au mutat, erau după dealul ăsta. Și acum le văd pentru prima dată, sunt acolo. Să nu răcesc eu pe niciunde, când eu mi-am pus aici într-o găleată morcovi și păstârnac și n-am papuci în picioare, am ieșit și fără șosete și fără nimic, să-mi iau găleata ca să mă apuc să curăț, să fac supa și o ieșit și soarele afară, dar nu văd nimic în partea aia acolo, nu se vede nimica. Ziceam eu că mi-e frig, unde se vede că mi-e frig când eu ies așa din casă? Another day in my rhyme, trying to sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. It's like a long dream, you're dintr-o ciorbiță, dintr-o supă de legume, am ajuns la o supă cu găluștele, care mie mi-e au. Găluștelele mele întotdeauna ies pufoase, cam așa, și asta este supa mea. În timp ce mâncam noi supa noastră de găluște, mi-am adus pizza făcută de bunica. Mi-am adus o bucată de pizza făcută de bunica lui Rareș.
Rareș cu Filip au pus și butonașii la comodă. Și cam așa arată, o singură chestie ar fi la ea, dar momentan o lăsăm așa. O singură chestie ar mai fi faptul că portițele au așa, trebuie să ridicate puțin, dar asta cred că trebuie reglat din balamale, nu? Să ne mai ridic, să văd dacă mai pot. Da, dar oricum arată super bine, față de cum arăta e super. Am pus deja pe ea, o să punem televizorul, dar până ce nu ne luăm canapeaua în living, o să-l ținem în dormitor, dar o să-l aducem duminică. Eu zic că arată foarte bine, nu știu, mie îmi place tare mult ce a ieșit, am pus acolo câteva cărți. Iar acum o să-mi aduc și o să-mi pun lenjerii de pat. Lenjeriile de pat o să le depozitez aici, în aceste dulapuri. Bun, cam asta ar fi cu comoda. Am mai reglat-o puțin acolo, Rareș. Eu zic că arată foarte bine, adică e super frumoasă. Și acum vreau să termin de strâns, că mai am de strâns niște haine. Ăsta noi l-am dat jos, pentru că l-a adus Rareș doar că am zis că dacă nu îl dau eu, îl dau pisicile, dau să-l duc înapoi în garaj. Vreau să strâng tot de aici, să aspir și să-mi spăl pe jos ca să-mi termin curățenia în living și să fie curat. There's a new day that will come again tomorrow. Wash away the pain. Am semi-terminat curățenia în dormitor. Am schimbat lenjeriile. Aici e lenjeria de la pătuțul lui Filip. E cea cu, cu șoricei. Iar aici am pus lenjeria noastră. Arată foarte bine. E un pic mai mică decât pilota noastră. Eu am spălat astăzi tot ce se putea spăla, fiindcă seara Filipul vomita și în pat, și în pătut, și pe lângă pat, și peste tot. Cam așa arată și așa arată dormitorul nostru momentan. Acolo este standerul lui Filip. Vreau să mai spăl pe jos și să mai aranjez puțin acolo, că acolo nu-mi place cum se vede. Dar aici am pus măsuța din living, pentru că am scos comoda pe care era televizorul, ca să o șlefuim și să o dăm și pe ea cu vopsea. Cam așa arată dormitorul nostru în prezent. Nu știu ce se vede acolo alb la draperie. Draperiile mele nu sunt nici în prezent. Nu arată nici în prezent foarte bine. Acolo iarăși o ieșire de piscină. Cam așa arată dormitorul nostru. Mie îmi place cum arată lenjeria. Dă așa o senzație de, nu știu, parcă de primăvară, de vară, parcă mi se pare mie. Aș prefera lenjeriile mai simple în general, dar îmi place cum se vede, chiar îmi place cum arată. Bun, am terminat și aici pe ziua de astăzi, avem unde să dormim, dar mai trebuie să mai spăl pe jos. Și mai trebuie să șterg puțin plinta, că plinta se pune praf foarte repede pe ea și trebuie să o curăț și cam asta ar fi cu dormitorul. Eu zic că arată bine, cam așa. Ce faci acolo? Ce faci acolo? Filip și-o luat afine și vrea să-l pun la desen. E rece. Ce-i rece? Lenjeria de pat? Da, e bine. La Blippi? Da. Filip, mama, da, ia spune-mi tu puțin, te rog. Ce? Cum te mai simți? Ești un pic mai bine? Ia, cum te mai simți, mami? Puțin mai bine? Hai, lasă-mă! N-ai mai făcut febră? N-ai mai făcut febră? Și burtica te mai doare? Te mai doare puțin? Bun, dragilor, cu ocazia asta închid și eu vlogul de astăzi. Cred că o să fie un vlog mai scurt. Mă duc acum să termin de făcut curat în living, să-mi aspir și să-mi spăl. Pun să spăl și aici în dormitor și apoi mă duc să fac un duș și mă duc la culcare și ne vedem mâine de dimineață cu continuarea, pentru că mai am o grămadă de făcut, dar mă super obosită. Dar mâine unde te duce? Cred că se duce puțin în oraș dimineață și te ia și pe tine cu el. Ești fericit? Dar ești un pic mai bine, nu? Hai, mami, că nu ai mai fost așa de rău astăzi. N-ai mai vomitat.
Nu ai mai vomitat, nu? Sunt bune afinele? Uite. Am mâncat, mami. Papă tu. Bun, mulțumim pentru vizionare. Mulțumim pentru vizionare. Vă pupăm și ne vedem mâine. If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on.